La lucrările din cadrul simpozionului organizat de Facultatea de Drept Vasile Goldiș din Arad sunt invitați să participe peste 50 de specialiști în drept din țară și străinătate. Noi suntem onorați să găzduim reprezentanții a 20 de țări care fac parte din Comisia Juridică de la Viena, care funcționează pe lângă Universitatea din Viena, cu care avem o relație deosebită, fiindcă acolo patronul nostru spiritual și-a terminat studiile și a absolvit Facultatea de Sociologie. De aici a pornit toată relația noastră și în prezent cei 65 de specialiști care fac parte din această comisie sunt prezenți la Arad și ne bucură acest fapt. Conferința internațională abordează problematica dreptului comparat, făcând referire la principalele legislații naționale din Europa, precum și la instrumentele Comisiei Europene, prin care se tinde la unificarea dreptului civil european. Wir verbinden das mit einer Tagung. Tema conferinței este deosebit de importantă în Europa. Se pune problema dacă sistemele de drept din țările care sunt participante aici este nevoie să fie modificate sau nu în contextul unificării dreptului european, în contextul presiunilor care vin din partea Uniunii Europene. Domeniul dreptului, argumentele furnizate de oamenii de știință vor convinge politicienii despre reforma unor sisteme de drept și despre introducerea unor reglementări care, din punct de vedere politic, sunt foarte controversate, din punct de vedere social-politic, dar argumentele aduse de acești oameni de știință vor fi hotărătoare. Este cel mai important simpozion de recodificare a dreptului privat organizat în sistemul juridic din Europa la ora actuală. Acest simpozion va beneficia de prezența celor mai buni specialiști din Europa în dreptul privat. Dreptul privat, ca o ramură a dreptului public, are în prezent o mare semnificație juridică, întrucât dezbate probleme prin care se păstrează specificul dreptului național fiecărei țări, dar, pe de altă parte, Uniunea Europeană cere să adoptăm și normele specifice Uniunii Europene. Deci se caută și se urmărește prin această dezbatere să se vadă cum se pot armoniza cele două principii, cel specific național și cel european. Întreg colectivul universității este mobilizat pentru primirea celor peste 50 de oaspeți veniți din țările europene. Este o conferință care va atrage atenția întregii Europe prin tematica deosebită care este abordată în sistemul juridic.